Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru septembrie, etalare la alegere și voi continua și cu celelalte zodii. Astăzi, nu astăzi, de câteva zile de când vreau să fac etalarea pentru septembrie la alegere, am fost ghidată să merg pe alb. Nu știu de ce sezonul ăsta asociez fecioara, zodia fecioare, de fapt, sau sezonul fecioarei cu alb. Pentru că ține de vindecare, de curățenie, de un soi de puritate pe care ar trebui să o regăsim în noi sau până o regăsim să o creăm în spațiul nostru și fizic, dar mai ales interior. Aveți ales între 1, 2 și 3. Haolit, care chiar se ocupă de curățare energetică, clopoțel, eu știu, anunțuri, anunțuri. Și această lumânărică albă e un, mai bine zis, translucid, cu aromă de nucă de cocos. Mie îmi place foarte mult nuca de cocos. Pentru fiecare deja am un set de cărți, pentru fiecare, da? Cam așa va veni. Puteți să vă gândiți în funcție de acesta, da? Eu mi-am ales, sper că v-ați ales și voi, da? Mi-am ales să transmit adevărul. Hai să vedem. Da. Ups. Numărul 2, probabil că veți manifesta un turn ceva, am venit mai neașteptat. Hai să vedem. Numărul 1, cei care ați ales acest haolit. În timp ce am amestecat, a apărut regina de cupe. Cupe care țin de emoții. În curând e lună plină în pești, în opoziție cu soarele din fecioară. Am zis, o chestiune care ține și de puritate mentală și emoțională. Mentală pentru că totul Zodia Fecioară e guvernată de Mercur, așa zic unii, și este analitică în felul ei, dar are și un aspect emoțional, profund și idealist, aș spune. Hai să vedem. 7 de cupe, dacă sunt confuzii, aș spune, interesant, nu știu dacă e vorba de confuzie, cred că există interesant în viața cuiva. Există un personaj care, soarele, ia uite, regina de cupe, da. Care este foarte emoționat, oți fi voi, sau cineva este foarte impresionat de voi, impresionat, fericit în preajma voastră, sau fericită, dar care trebuie să se abțină, trebuie să se echilibreze pentru că are tendințe obsesive cu acest diavol. Are opțiune, ok, dar cea mai importantă opțiune sunteți, că e soarele, da? Sunteți voi. Care pentru ei sunteți regina de cupe. Le umpleți, le echilibrați cupele, le umpleți sufletul. Interesant. Hai să vedem numărul 1. De fapt, aș vrea înainte de toate să vedem situația. Numărul 1. Septembrie 2022. Septembrie 2022. Situația. Ia să facem. Greu vin cărțile la voi. O dată, de două ori, de trei ori și de aia. 35, 8. Nu? 8 e casa 8-a a scorpionului, a obsesiilor. Am văzut diavolul. Dar aș spune că poate unii dintre voi
V-ați transformat, e casa 8-a transformării, a morții și renașterii. V-ați transformat de atâtea ori încât acum v-ați găsit ancora în voi înșivă, în credință. Poate unii sunteți conectați și la cultura egipteană, poate la cea creștină, iar variază. Și vă atrageți acum abundența. Dar sunteți, aveți o stabilitate pe care nimeni nu o poate zdruncina. Posibil, acest 8 să aducă și obsesiile cuiva, să atrageți mulți oameni prin această forță, greutate pe care ați căpătat-o de-a lungul multor transformări. Și să atrage și sexual, dar să se creeze, oamenii să creeze, să capete obsesii față de voi. Interesant. La capătul setului de cărți, 2 și 4, 6, dragoste. Ia uite, dragoste, vă iubiți? Ia uite, ați trecut prin transformări, apropo de cruce. Și sunt 3. Ați trecut prin transformări, v-ați găsit credința? Eventual 28. Un bărbat ar trebui să treacă prin multe transformări ca să ajungă la sufletul vostru. Mesaje și mesaje. Cum să facem 3 cu 3 cu 3? Tot așa? 10 de monede, 8 de spade. Da. Cineva e îndrăgostit de voi, îndrăgostiții, poate marcaș în gemeni, ar vrea să vină înspre voi, deja a ales, pentru că faetonul lasă în urmă un moment de decizii, da? Îndrăgostiții. A ales să-și creeze abundență și stabilitate, dar trebuie în această călătorie, în această reușită, că 10 de monede e o reușită, să depășească totuși un program mental destul de negativ, 8 de spade, apropo de 8, o obsesie. Pentru că una e să ai succes pentru că îl meriți și alta e să fii obsedat și obsedând asupra acestui succes să-l blocheze. Este un blocaj în această obsesie. În fine, mesaje. O dată, de două ori, de trei ori. Doi de cupe, spânzuratul, patru de spade. Două suflete perechi care au rămas în coadă de pește din cauză că o persoană, posibil energie masculină, pentru că sunt două energii masculine care stau. Unul stă în cap, altul stă la pat, stau. Posibil acest cuplu sau acest parteneriat, că poate să fie prietenie, parteneriat sau dragoste, doi de cupe, da? Două suflete perechi. Ar fi trebuit să se alchimizeze, ar fi trebuit să se transforme, dar ceva îi ține pe loc, aș spune. Poate există interesant în această poveste o combinație între pești, rac, scorpion și un semn de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Nu obligatoriu. Sau cineva cu marcaj acolo. Ce mai simt? Simt că pentru cineva nu a venit timpul. Da, interesant, cu această clepsidră și spânzuratul care trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Conexiunea exista, a fost simțită, dar nu e suficient, trebuie să se materializeze, trebuie să se treacă la acțiune și energia masculină. Am văzut mai devreme, încă nu a înțeles niște lucruri încă. Avea nevoie de timp pentru că acestea sunt energiile trecutului. Hai să vedem în prezent. Trei de spade. Da. Marele preot și 8 de gâte. În prezent. Există o dezamăgire. Din cauza acestei pasivități.
Dar această dezamăgire poate fi depășită cu viteză, aș spune, 8 de bâte, cu viteză, exact opusul. E interesant. Dacă vă consiliați, dacă mergeți și întrebați pe cineva mai înțelept cum să face să fiți voi doi împreună, dacă persoana care a fost pasivă vede lucrurile dintr-o altă dimensiune, dintr-o altă perspectivă, își găsește credința, marele preot și spânzuratul, ambele vorbesc despre credință, despre conectare la divinitate, la lumina interioară. În viitor, 7 de bâte, 9 de bâte și 3 de bâte. Interesant. Posibil persoana care a stat până acum și vrea să vină, să creeze un anume tip de stabilitate, dar vrea să vină cu viteză, prin comunicare, prin eu știu ce fel de bombardamente, de-astea tipice, covered narcissists, celor tipic celor care au stat prea mult în lipsă de activitate, în lipsă de activitate, de implicare, vreau să zic, și au dat seama că a trecut timpul, e deja v-a provocat dureri, suferință, și timpul trece și s-ar putea altcineva să intre în joc. Interesant cum vine mesajul. E un soi de panică, aș spune, cu 8 de bâte. Dar foarte interesant, voi deja, dacă voi sunteți aici dezamăgiți, întâmpinați acest, să zic, bombardament textual, aș spune. Ar putea să fie comunicare la distanță, prin mesaje, prin, nu știu, scrisori, prin mesaje, prin telefoane. Poate chiar să fie și o călătorie, val vârtej, ca să se manifeste, să zic, stabilizarea unei situații care totuși a adus suferință din lipsă de implicare, repet. Și atunci, cei care sunteți aici, eventual dacă voi sunteți aici dezamăgiți, întâmpinați acest, să zic, acest atac, nu e atac, Musa, este încercare de a merge mai departe, dar pe ultima sută de metri, ar spune. Îi întâmpinați destul de defensiv. 7 și 9 de bâte. Și atunci ei rămân, să zic, într-un soi de așteptare, tot la distanță, dar rămân oarecum așteptându-vă, urmărindu-vă, sperând, eventual învățând să creadă. Interesant, ați putea chiar și unul și celălalt, ambii au binoclu, să vă urmăriți în continuare de la distanță, dar cu garda ridicată, cu scutul activat. 9 și 7, ambele blochează. Nu ca doi de spade, nu sub formă de tăcere, dar sunt foarte, foarte precauți. Da. Foarte precauți. La capătul setului de cărți, probabil că știți 10-5 de spade. Conflicte, influențe negative din partea celorlalți. 10 de bâte. Consum energetic. Probabil că e un fost. 6 de cupe sau fostă. Probabil. Care ar vrea... Da... Ar vrea să manifeste un anume tip de romantism între voi, dar posibil foarte mult să fie implicată și o familie aici. În ce sens? Posibil unul dintre voi să fie căsătorit și celălalt independent și atunci cel independent să spună nu, păstrează distanța.
Ceva s-a terminat între voi cu această cruce. Probabil că au fost un trei, sunt trei, a fost un triunghi amoros, posibil, dar nu obligatoriu. Dar voi acum vă iubiți. Și tocmai pentru că vă iubiți, învățați să puneți granițe personale și să vă concentrați pe stabilitatea voastră. Mergeți mai departe, departe de această poveste, departe de această dezamăgire. Și deveniți mai puternici. Și nu vă pierdeți speranțele. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin la capătul setului de cărți. Justiția și regele de bâte. Și patru de bâte. Și regele de monede. Iar spânzuratul. Probabil iar situația dintre voi a stagnat din cauza că cineva are o casă, are responsabilități, chiar dacă are pasiune, dar e o pasiune în afara casei posibil, în afara contractului. Și nu cred că vă atrage pe cei care ați găsit dragostea în voi, nu la modul egoist, ci la modul evoluat, care v-ați regăsit, cum am zis de la început, v-ați transformat. 8, moarte și renaștere, da? Dezamăgire și transformare și mergere și călătorie către ceruri înalte, da? Prin credință. Mergeți mai departe voi. Da. V-ați găsit ancora? V-ați găsit stabilitatea în voi și dragoste și un anume tip de abundență și trebuie să vă păziți ce ați reușit să transformați. Clarificăm 2 de cupe pentru numărul 1. Ia uite. 8 de monede. Probabil că a fost la locul de muncă pentru unii dintre voi. Probabil. Dar interesant este că apare 2 de bâte. Da. Cineva a trebuit să aleagă între a face drumuri către persoana care e liberă și a sta pe loc persoana cu care este într-o anumită relație mai fixă, mai stabilă. Spânzuratul. Ia uite, male preot. Căsătorie. Male preot și spânzuratul. Aici este legătura. Ce ține pe loc? Căsătoria cuiva. Da, a fost o aventură. O întâlnire de destin cu un suflet pereche, ea 6 de cupe, dar... Degeaba. 4 de spade? 4 de spade, 7 de spade. Ia uite. Trebuie să vă vindecați de acest personaj care venea, pleca, probabil vă mințea. Ideea este că, normal, ar fi trebuit și ei să se analizeze un pic. Poate că și ei au obosit? Nu știu. Frumos era să... Da, posibil că, totuși, această întâlnire în care... Persoana dezamăgită s-a implicat mai mult în această relație, cealaltă căsătorită a stat mai mult pe loc, a fost mai degrabă pasivă, du-te, vină, dar nu s-a implicat la modul practic și sufletește atât de mult ca cealaltă persoană. Totuși acest personaj, mincinosul, fugăciosul, furăciosul, cum vreți voi să ziceți, în ultima vreme... A început să mediteze. Varianta bună a acestei combinații ar fi ca acest personaj să înceapă să se vadă. Ia uite, turnul. Da, să vadă ce a creat. E o trezire. Și să-și dorească un nou început. O relație stabilă, eventual. 3 de spade în prezent. Pentru numărul 1. Ia uite. Soarele. Voi începe să vă vindecați. Vă eliberați. Mergeți către soare. Gata. Male preot. Faeton. Lăsați în urmă persoana căsătorită, dar mai e un alt personaj, ca zis că 8 de bâte și faeton, mergeți mai departe. Vă treziți și voi, nu doar la realitate,
Dar vă recăpătați încrederea în voi după această rană, după această dezamăgire. Și cu credință, aici e altă variantă, marele preot, cu credință, poate ghidați de cineva, mergeți într-o altă direcție, înspre steaua voastră, înspre persoana predestinată. Interesant, transformare. Wow! Persoana predestinată, înspre femeia voastră divină sau înspre crește, dacă sunteți femei, cum am zis mai devreme, înspre creșterea voastră, abundența voastră. Deprogramarea de energiile negative, eliberarea de persoanele negative care vă țin pe loc. Poate bâte. Opt de bâte a fost clarificat de 8 de spade și era să vină și 4 de spade. Da, și deschid bala 10 de spade, bala putere, da, se încheie un ciclu. Mergeți mai departe. Eventual persoana aceasta care nu s-a implicat, exact 4 de spade din trecut, încearcă să găsească soluții, încearcă să iasă din blocaj. Mare grijă să nu facă o obsesie pentru a reveni în viața voastră. Dar trecând peste acest mesaj și voi vă vindecați de stagnarea în care, sau pe care ați manifestat-o în această relație și mergeți mai departe. Și mergeți mai departe. Am zis, către zări înalte. Interesant, 7, 8. Interesant ce mai simt. Dacă este cineva care a furat, care a mințit, care a făcut niște chestii ilegale, aș spune, sau neonorabile, probabil acest personaj, că apare de două ori 4 de spade și unul sub celălalt, acest personaj trece printr-o transformare, într-adevăr, apare de două ori 8 și avem și aici 8. Dar sunt două tipuri de transformare. Transformare interioară, mentală, în care își dorește să depășească blocajele în care se află și să meargă mai departe, să vă cucerească sau să se elibereze de programele negative, dar mai o altă transformare pe care o suferă eventual în cazul în care primește un anume tip de karmă. Pentru că văd această persoană înconjurată de gratii. Și dacă cineva a mințit, a furat sau a făcut ceva incorrect, suferă un anume tip de încarcerare. Repet, poate să fie mentală, metaforică sau chiar reală. Dar, cu 4 de spade, în această perioadă, sau această, să zic, acel blocaj este necesar, repet, ca să se reanalizeze. 4 de spade apare de două ori. Și apoi, să meargă mai departe, eventual, să vă cucerească, dacă știți voi pe cineva. Ia uite, împărăteasa, moartea și renașterea, regina de spade. Iar este o relație nouă versus o relație mai veche sau tradițională sau o familie, o căsătorie. Dar hai să vedem în continuare 7 de bâte. Șapte de bâte în viitor pentru numărul 1.
ați ales aoleitul, aveți multe de vindecat. Și trei de spade și minciunile, pasivitățile celorlalți și programele mentale care v-au atras asemenea oameni sau eu știu ce. Șapte de bâte. Drăguț că a venit invers, totuși. Cinci de spade, dar invers. Nu mai vreți triunghiuri amoroase, nu mai vezi jocuri mentale, nu mai vreți certuri, argumente. Să se bage X, Y în viața voastră, nu. Aveți granițe personale bine stabilite și asta este super. Până la urmă, suferința a meritat. Da? Aici este trezire. Super, super. Și astfel de monede. Vă concentrați pe o nouă relație. Aveți de ales între o relație toxică cu un fost. Ambele cărți reprezintă fostul, da? Și șase de cupe și diavolul, da? În care ați investit, ați stat degeaba, ați muncit mai mult. Ați muncit până ați obosit, v-ați plictisit. Poate au fost și obsesii sexuale, poate ei, poate voi, poate au fost adicții, poate au fost altfel de legături karmice, dar aveți de ales. Și alegeți, vă alegeți pe voi, am zis, dragoste. Dragoste față de voi, că puneți capăt. Uitați-vă, puneți capăt. Alegeți o nouă direcție, asul de monede. Poate pentru unii alegeți. Pe cineva cu marcaj în zodia Taurului, cu care lucrurile au stagnat în trecut și acum în viitor, acum în prezent aveți mai mult spor, nu știu, rămâne de văzut, nu obligatoriu. Nouă de bâte. Asul de bâte. Ia uite și 10. În spatele acestor granițe personale se manifestă o nouă idee, o nouă pasiune, o nouă credință și poate să fie și o nouă relație care să ducă la fericire, la echilibru, la reciprocitate. Trei de bâte în viitor, da? Trei de bâte eremitul. Și persoana aceasta despre care am vorbit, cu această persoană veți intra într-o relație foarte rece de tăcere în care ei trebuie să-și înfrunte demonii, întunericul, umbrele, da? Și să-și găsească lumina. Dacă personajul căsătorit sau care, eu știu, despre care am tot vorbit mai devreme, vine, repet, cu bombardamente, cu texte, bombardamente sexy, textuale, whatever, da? Să vă impresioneze. Stați calmi. Repet. Lansați granițele personale, ridicați granița. Gardul. Scutul. Și eventual blocați această nouă aventură. Că voi nu mai vreți aventuri. Vreți o relație stabilă, asul de monede. Cine vine doar cu o bâtă, știți voi, n-aveți nevoie. Să se mai gândească un pic. Interesant că în ambele apare cineva care are un felinar. De fapt, sunt trei felinare. Cu alte cuvinte, băi, nu-ți ajunge unul. Îți trebuie încă vreo 3-4 felinare să te vezi, măi. Să-ți luminezi întunericul, să vezi în ce iau-te. 4, 7, 8. În ce blocaj mental ai stat. Justiția, iar. Personaj posibil căsătorit, dar care simte multă pasiune față de voi. Așa văd cărțile. Mai vedem. Și la alte etaluri. Pe zodii, la... Dar uitați-vă, nu doar la soare. Încercați să vă aflați, să vă calculați harta și să vă aflați și voi ascendentul, luna, care sunt mult mai importante decât soarele sau la fel de importante. Depinde acum și de unde aveți soarele, în ce casă. Priviți la puterea voastră interioară. Ce frumos, numărul 11.
În momentul în care descoperiți cât de puternici sunteți și cum puteți să mergeți mai departe de această poveste, posibil intrați pe vibrația 11. În ce sens? Vă atrageți, dacă vreți, flacăra geamănă, sau vă atrageți echilibru, dharma. Vă eliberați de karmă, și aici în 11, de karmă și vă atrageți dharma. Învățați să manifestați un nou univers, o nouă variantă a voastră în care vă iubiți, apreciați dragostea, atrageți dragostea, nu mai atrageți dezamăgiri și mincinoși și prefăcuți și, nu știu, sunteți mai puternici decât realizați. Și vă dați șansa la dragoste în alte condiții. La dragoste, da? Frumos. Eu zic că e fain. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Vedem. O să continui și cu etalarea pe zodii. Și o să fac. Sper să reușesc. Îmi plănuiesc. Intenționez. Să fac și pentru Mercur retrograd. Da. Mai specială. Să vedeți cine vă intră în, nu știu, viață, reintră, cine vrea să se împace, cine vrea să vină din trecut, dacă vă interesează. Deocamdată, cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine! Ceau, ceau! Am spus, cei care ați ales numărul 2, la un moment dat când a pus setul de cărți deoparte, a picat clopoțelul. Probabil că cineva face muzică sau vorbește în public, nu știu, sau pur și simplu primiți o avertizare, clopotul atrage atenția. În timp ce a amestecat, s-a dărâmat, probabil că e un eveniment turn, un eveniment neașteptat, într-un mod neașteptat, veți auzi despre ceva. Interesant, când am amestecat cărțile, a apărut artistul. A zis, posibil cineva face muzică sau o anumită formă de artă care atrage atenția, avertizează, vă transmite vouă niște mesaje, măcar. La capătul setului de cărți, interesant, vedeți, doi de spade. Cavalerul de cupe. Interesant, e un personaj care are sentimente romantice față de voi, dar nu arată. Ați văzut cum s-a așezat? E o tăcere, e un blocaj. O fi același personaj, nu știu. Dar e un blocaj, e o tăcere. Cineva simte. Simte, dar nu vrea să arate. Și vedeți că s-a oprit și la putere. Putere se luptă. Se luptă cu el, cu ea, eventual. Să vedem. Situația prin care treceți în această perioadă. Numărul 2. Septembrie 2020. Oh, 10. E un eveniment neașteptat. Dar dacă este ceva dureros, se va manifesta vindecarea pentru că apare 17, care înseamnă steaua în tarot. Eventual, cineva încheie ceva la distanță, peste hotare. Încheie cu 10. O situație destul de dureroasă, într-o anumită formă. Această coasă mi-aduce aminte de moarte. Moarte și renaștere, dar nu că ar veni moartea, nu. E o transformare. Dar vedem. E o transformare. Pentru că și ibisul ține de Phoenix în culturile asiatice. Transformare care în viitor va aduce dragoste și stabilitate.
10. Hai să vedem. Numărul 2. Septembrie 2022. Este o luptă interioară care se încheie. Cel mai iar mi-aduc aminte de putere, de femeia și leul, da? Dar e o luptă interioară. Cineva sau poate cineva a fost într-un cuplu sau într-un contract sau într-o situație în care tot timpul se lupta cu cineva și această luptă a adus multă suferință, dar se încheie aceasta. Și în viitor urmează să revină printr-o călătorie și să se vindece prin dragoste, eventual împreună cu voi sau, eu știu, într-o anumită formă. O dată, numărul 2, de două ori. Judecata, renaștere, transformare. Moarte și renaștere, transformare, iar cineva vorbește în public. Sau, da? E o chemare la viață, e o chemare la altceva. Interesant. Ia uite, zero, am deschis la zero, la nebun, la o nouă viață. Justiția. Iar, interesant, zice. Probleme, justiție, poate separare de o mamă, separare de o soție. Regina de spade poate să fie și avocată, poate să fie eventual ori o mamă, ori o soție foarte agresivă verbal. Justiția, interesant. Hai, mai amestec o dată. Mamă, regele de iute. Pasiune. Pasiune, dar și încredere și... Hai să spun, încă o dată, o dată. De două ori. De trei ori și de diavolul. Cineva este obsedat. Un secret. Wow. Cineva își dorește, dar e obsedant. Această relație, patru de bâte. Și știți ce simt acum? Și nici n-am tăiat încă. Un personaj este încă în adicții, în adicții care trebuie transformate și cineva este în creștere spirituală, Marea Preoteasă. Ce mai simt? Mai simt secrete acasă, niște situații acasă foarte toxice. O dată, de două ori, de trei ori. Sunt multe mesaje, sunt foarte multe. Fiind etalare colectivă, iau temperatul. Persoana autoritară, cinci de spade, cu conflicte, cu discuții și faeton. Ce îmi place în acest format că apare faetonul? Deocamdată aveți berbec taur, geme balanță vărsător și, să zicem, rac. Dar e o chestiune care e un personaj autoritar în viața voastră sau cu autoritate. La cinci de spade care s-a... Aș spune că s-a infiltrat în relația dintre voi doi. A creat discuții. A încercat să-și impună părerea. Dar ce e fain este că faetonul se presupune, o să vedem la clarificări, că ați ales să mergeți totuși înspre vindecare, înspre stea, înspre, cum a zis, să mergeți departe de ei. Hai să vedem. Izvor, ce frumos! 22. Asul de spade, ce frumos! Și 2 de bâte. Da. Nu știu dacă vă reprezintă pe voi sau personajul la care vă gândiți, dar cine a ales să lase în urmă discuțiile, persoana tradițională, sau poate să fie un tată, poate să fie, sau o mamă autoritară, sau un șef, o șefă,
Un partener, partener foarte autoritar, care controlează, foarte gelos, care își bagă nasul, care spune, care comunică într-un mod agresiv. Cine a ales să lase în urmă acest personaj merge înspre adevăr. E conștient că trebuie să aleagă, să coboare din turnul său și să aleagă eventual o situație la distanță. Poate că e distanță între voi, dar distanță mare, vreau să zic granițe de țări, țări. Cu alte cuvinte. Și în această perioadă, dacă voi ați lăsat acel personaj, mergeți către izvorul vostru, către vindecare interioară, vă găsiți o nouă direcție, vă găsiți dreptatea, vă găsiți victoriile personale. Și vedeți ce frumos este, interesant, când mergeți către libertate, către orizonturi deschise și coborâți din turnul ăsta în care ați fost ținuți de persoana aceasta autoritară sau dacă e alt personaj care vrea să vină înspre voi, a ales să vină înspre voi pentru că e alinat, izvorul vostru este plin cu apă, nu orice fel de apă, apă divină, apă pură, izvor, măi. Și adevăr. În viitor, 8 de bute. Da, va veni, interesant. 8 de spade, iar am. Așa, și regina de cupe. Ce frumos. Marcaj puternic pe rac, dar poate să fie și pe și scorpion. Gemeni balanță, vărsător, berbec, taur. Un mod special. Da, interesant, apare eu, te vedeți, nebunul și judecata. Apare un nou început. La un moment dat. Nu știu, la sfârșitul lui septembrie. Cineva vrea să renască alături de voi, eventual. Sau voi veți renaște lângă cineva care vrea să o ia de la zero, vrea să riște tot, eventual, dacă a avut pe această diagonală, dacă a avut o anumită putere, preferă să renunțe la putere și să manifeste în prezent ceva nou, printr-o comunicare. Înțelegeți ce spun? Asul de spade în prezent poate să fie și dorința de comunicare a cuiva cu voi. Wow! Există un personaj, vin cu diferite mesaje. Există un personaj masculin care ar vrea să vă elibereze pe voi, doamnelor, dintr-un blocaj, dintr-o minciună, din niște jocuri mentale ale cuiva, dintr-un program mental al vostru sau al altora, și să vă arate ce înseamnă o relație adevărată, victorie. Ciudat. La capătul setului de cărți, 7 de monede, 6 de spade. Aș spune că cineva vrea să vă cucerească, să vină înspre voi și să investească în voi. Dar lucrurile acestea durează de ceva timp. Nu sunt de ieri de azi. Eventual trebuie să mai așteptați un pic până se manifestă, eu știu, victoria și venirea acestui personaj în viața voastră. Mai durează o leacă ceva, ceva. Cred că totuși greul a trecut. Cred că greul a trecut. Odată ce acest împărat cu 5 de spade în urmă, lăsat în urmă, e bine. Orice ar fi, de partea voastră sau a lor, figura aceasta autoritară, plină de aere, care își închipuie că ține pământul în mâini, care dă ordine și influențează pe alții, eventual. Acest personaj e lăsat în urmă. De voi, de ei, nu contează. Și repet, izvorul acesta este în voi. Și nu e vorba doar de izvor de emoții, de sentimente pure, de, aș spune, dorința de a iubi profund sau și de a fi iubiți profund. Este și o claritate mentală pe care o căpătați în această perioadă, dar hai să vedem la clarificări.
ce mai simt, vedeți și voi. Vedeți și voi. Aici este un munte, un izvor despre care am vorbit. Puteți să-l interpretați și voi cum vreți. Și aici este o mare, mare lac, ocean. Aici este un turn, tot pe un munte, tot pe o ceva, pe un pământ, da? Și în față este mare. Da? Aici este un bărbat, aici este o femeie. Fiecare pe insula sa, interesant. Fiecare, ce fioram, fiecare îl așteaptă pe celălalt. Și așteaptă să se să se manifeste acest soare, această comunicare. Să comunicați unul cu celălalt, probabil că așteptați această comunicare de la sufletul vostru pereche, eu știu. Așteptați și unul și celălalt să comunicați. Vă așteptați de mult timp, probabil că ați așteptat să lăsați persoanele autoritare din viața voastră. Faetonul ăsta reprezintă călătoria fiecăruia, pentru că faetonul călătorește înspre celălalt. La unul poate să fie călătorie fizică, 8 de bâte, la celălalt poate să fie eliberare mentală. Ca să se poată manifesta, ce fior, această dragoste. Regina de cupe înseamnă dragoste, da? Vindecare. Interesant că aici sunt două cupe. De fapt, este o cupă și o farfurie, dar tot recipiente care țin apa, apropo de oceane, apropo de sentimente. Vă întâlniți doi într-unul, într-o singură ființă, care vindecă, care se exprimă. Amândoi vreți să vă exprimați și adevărul și așteptările și dorurile și... Acum canalizez, da? Și ceea ce vreți să mai creați împreună, da? Amândoi vreți să o luați de la zero și să renașteți împreună, aș spune. Unul e mai jucăuș, ar putea să fie energia masculină în acest context să fie mai jucăuș, are umbreluță, mai extravagant. Și energia feminină să fie un pic mai eterică, aș spune, eterică. Foarte interesant. Deja nici nu mai vine să clarific. Dar hai să clarificăm. Curăț cărțile pentru clarificări. Clarifică împăratul acesta. Poate să fie chiar acest bărbat pe care l-a așteptat să se transforme. Eventual să renunțe la influențele mentale, să renunțe la ego, pentru că 5 de spade poate să fie și ego. Și să lase în urmă acest fel de a fi și să vină, stați, ce melodie, Nirvana mi-aduc aminte, Nirvana probabil că și asta e important ca și cuvânt, come as you are. Come as you are. Și în timp ce vorbesc apare moartea, transformare. Probabil că acest personaj, dacă a fost vreo variantă a vreunia dintre voi, agresiv, interesant, verbal, impulsiv și cu dorință de control, această energie a trebuit transformată. Ia uite, regele de spade, foarte logic, ia uite, care a dus răni. Dacă nu sunteți voi, într-o anumită formă, unul din cei doi, este sigur o persoană din trecutul vostru. Clarificăm 5 de spade. Ar putea, dar vedeți, voi am zis că cineva a venit și a intervenit. Probabil acest personaj a intervenit între voi. 5 de spade. Regina de spade. Dar și regina de cupe, regele de monede și 3 de cupe. Wow, what a shit. Da? Sunt 3? Sunt 3? Ia uitați-i. Două femei și un bărbat. 3 de cupe. Pot să fie rude. Pot să fie prieteni. Că așa a apărut 3 de cupe. Dar, cine ar fi fost
pasiuni, oameni cu bani, atracție sexuală, distracții. Cine au fost? Ca să ajungeți aici, în această energie, a trebuit să tăiați energia, să tăiați legăturile cu ei. Să vă separați, iau-te, să încheiați capitolul și să renașteți, da. E o situație posibil să fie și la distanță. Faetonul, clarificăm faetonul. La distanță și iar când zic de distanță, mă gândesc la distanță mare, peste hotare. Faeton, moarte și renaștere, da. A spus capăt acestor situații ca să mergeți mai departe. E bine, e bine. Ca să vă vedeți de drumul vostru. Da. 9 și cu 1, 10. Să vă găsiți persoana care vă umple sufletul. Vă umple sufletul, dar pentru asta trebuie să învățați să vă iubiți, ca să nu mai permiteți asemenea oameni, da? Izvorul. Clarificăm izvorul. Pentru numărul 2. Izvorul. Opt de monede. Aș spune că unii dintre voi găsiți un izvor nesecat de inspirație, de alinare și față de voi și față de alții prin muncă. Mm-hmm. Și depășiți și conflictele și indeciziile și ale voastre și ale altora și problemele financiare, depășiți foarte multe. Unii dintre voi chiar trebuie să munciți ca să descoperiți, să munciți, să săpați. Și să săpați în voi, să forați, apropo, să forați, să vă descoperiți acest izvor. Acum deja la clarificări, mesajele, știți că se complică. Da? Ah. Aș spune că Asul de spade. Mai dăm o carte pe asul de spade. Mai dăm o carte pe asul de spade. Șase de băte invers. Interesant. Ați lăsat în urmă persoanele egoiste, narcisiști despre care tocmai am vorbit, i-ați lăsat în urmă. Ca să mergeți înspre adevărul vostru, înspre o nouă relație. Dacă ei au lăsat în urmă pe cineva care a fost, cum am descris mai devreme, vor să vină să comunice că au lăsat acel personaj în urmă și vor să muncească să ajungă la izvorul vostru, la sufletul vostru, la esența voastră, pentru că știu că acolo își găsesc alinarea. Wow. Îndrăgostiți-i. Da, în spate, ia uitați, 5 de spade, am văzut mai devreme 7 de spade, poate că nu v-au spus despre toate aceste lucruri. Wow, justiția, lucruri nedrepte, ce, 7 și 5 de spade și justiție, chestii incorrecte. Justiția între 4 de spade, 5 și 7, wow, numai dreptate nu e acolo, numai dreptate nu e. Că e căsătorie, că e un contract nedrept, că sunt lucruri incorrecte. Uf, dar veți afla adevărul. Cineva lasă în urmă această energie. Și posibil 8 și 8, da? Că am văzut 10 de spade, dureri, chestii, transformări. Nu e ușor. Dar cine vine, vine să comunice și vrea să muncească. Pentru că așteaptă de mult timp să bea din acel, știți cum e, din acel izvor. Știți că sunt zone pe pământul ăsta în care apele sunt atât de pure încât într-adevăr renaști, ia uite ce frumos, doi de bâte și doi de cupe. Acest personaj a ales să vină come as you are, cum am zis mai devreme, come as you are, cu sufletul deschis. Dispus să muncească. Wow! Stea, vai ce fiore, am multă pasiune și speranță. Regina de monede vă apreciază. Vă apreciază.
8 de bâte. 8 de bâte. Dar cum am spus mai devreme, poate vorbesc despre un personaj din viața voastră, poate vorbesc despre voi, poate aceste lucruri ambii le trăiți. Că sunt două suflete perechi, care se așteaptă de mult timp, de mult timp. 8 de bâte. Clarificăm. E o călătorie, e o comunicare, este atracție mare, dar mai este altceva. Hai să vedem. În ce sens? De bâte. Da. Probabil că veți comunica sau vi se va comunica despre regretele pe care le-au avut când v-au întors spatele sau n-au vrut să vadă totuși această dragoste care este între voi. Vă vor comunica cât de mult le pare rău. Că nu v-ați reunit, nu v-ați întâlnit mai devreme, n-ați fost fericiți mai din timp, dar trebuiau încheiate niște lucruri, nu știu. Da? Faetonul. Faetonul lasă în urmă, ia uite, niște tradiții, o casă, o figură autoritară, casă, vină înspre voi. Faetonul. Cine vine? Iar două cărți care arată distanță, călătorii lungi, speranțe. Lasă în urmă o familie, o educație, o cultură, o căsătorie, un contract, despre care tocmai am vorbit mai devreme. 8 de spade. Iată. 3 de monede invers. Aici este. Ce au fost niște confuzii? Probabil că a fost triunghi amoros. Dacă n-a fost triunghi amoros, nu se mai dorește construcția cu persoana care a ținut pe loc, a creat blocajul în aceasta, a creat confuzii. A creat, da, probleme financiare. Mai dăm o carte, totuși. De spade și trei de monede. Ia uite. Persoana care a fost prea strictă. Asta e un soi de împărățel. Care a blocat, vedeți cum s-a așezat cartea? Care a blocat. Dar vă vindecați de acest personaj care va crea probleme. Eventual și lor. Clarificăm regina de cupere cu asul de cupe. Ce frumos, mai a zis că sunteți două cupe. Ce frumos. O nouă dragoste. Fantastic. Ia uite, în secret sunteți apreciate doamnelor. Pentru independența voastră, pentru faptul că munciți 8-9, să fiți independente, să aveți resursele voastre. Pure. Aș spune neafectate de răutățile lumii. În timp ce vorbesc, apare și asul de bâte. Și dragoste, dar și pasiune. Clarificăm nebunul. Wow. 9 de cupe. Sunteți tot ce și-au dorit acești oameni. 9 de cupe. Aș spune beți, crazy in love sau cum era? Da, crazy in love, crazy in love. Beyoncé, acum, crazy in love. Beți în dragoste, ia uite, se luptă cu ei. Dar au fost niște separări între voi, care se doresc transformate sau reconstruite, judecată. Judecata înseamnă renaștere. Din apă tulburi.
poate sunteți chiar voi care vă găsiți, repet, dragostea față de voi. Judecata nouă de spade. Dar renașteți din stres, din griji. Dar blocați energiile negative. Blocați diavolii, obsedații, oamenii care au adicții sau... Mai dăm o carte pe nouă de spade. Avem o carte pe nouă de spade, da? Magicianul. Probabil cineva cu marcaj în fecioară, că văd magicianul și eremitul și regina de monede, vrea să fie o persoană stabilă sau să fiți o persoană stabilă pentru ei. Avem o carte pe magician. Am văzut 0, acum apare și 1. Peste judecată. Avem o carte, ia să vedem curiozitate. Magicianul, clarifică magicianul. Clarifică, te rog frumos, magicianul și cam gata, mă pregătesc. Hai, am și o ambiție asta. Sunt și eu poate prea ambițioasă, mai dăm o carte de ambiție. Da, ambițios ăsta. Nu știu, interesant. Mamă, eram curioasă ce vrea să manifeste împărăteasa. Abundență, dragoste. Eventual, dacă sunteți, Doamne, să fiți partenera lor divină. Ce frumos. Da, chiar ambiție. Aici chiar e ambiție. Posibil, ia uite. E un personaj, probabil, personajul despre care știți voi, un personaj care se luptă cu o pasiune foarte mare pe care o simte pentru voi, atracție, 8 de bâte, da? Atracție pentru voi, atracție și fizică și emoțională, dar pe care a lăsat-o în urmă pentru, v-am zis, și acum regretă. O să vă zică, nu doar acum și mai încolo să vă mai povestească. Vă sunt multe de povestit. Ia, curățăm cărțile. Orice ar fi, dintre toate interpretările, nu uitați că în acest moment vă eliberați și voi de egoiștii și narcisiștii din viața voastră, vă descoperiți un nou adevăr, o nouă direcție, o nouă victorie și vă atrageți într-un fel sau altul un suflet pereche, o nouă dragoste, oricine ar fi. Poate că acest personaj de la distanță. Ați încheiat capitolul cu ei. Și apare alt personaj. Nu e obligatoriu să fie același, poate să fie altul. Dar apare dorința de împăcare a cuiva, clar. Și munciți pentru izvorul vostru. Eventual, dacă vine cineva nou, acest personaj va munci să se bucure de esența voastră pentru că o apreciază, aș spune. O apreciază. Interesant, vedeți? Și aici împărăteasa are în spate un izvor. E al vostru. Ia să vedem numărul 2. Mesaje de la Angel pentru numărul 2. Mi era dor să fac etalări, dar sunt așa prinsă cu atâtea evenimente, dragii mei. Și eu am de renăscut și de rezolvat, da. Un spațiu karmic de transformat și vindecat în spațiu karmic. În datorie. Miracole și binecuvântări. 13. Transformarea aceasta va duce miracole și binecuvântări. Totul este... Ia uite. Și am avut tendința să vă zic la un moment dat să ascultați și prima variantă. Da? Sunteți mai puternici decât credeți. Da. Frumos. Sper că v-a plăcut și vouă. Da. Miracole și binecuvântări. Ia uitați. Apă sacră. Izvorul tămăduirii în sufletul vostru, al nostru. Frumos. În fine, sper,
măcar mesajele frumoase să se manifeste pentru cei care ați ascultat și uneori chiar și mesajele care nu sunt tocmai frumoase trebuie să auzite ca să știți ce aveți de făcut, nu? Că ce nu e frumos, din punctul meu de vedere al artistului și al vindecătorului, că bă, sunt și eu healer de la 18 ani cel puțin, dacă nu chiar 16, și cele mai puțin frumoase trebuie să transformate, alchimizate, într-un anumit fel. În fine, dragii mei, sper că o să vă bucurați de adevăr și de esența voastră, care este divină. Divină. Încă. Cei care ați ales, lumânărica... Stai, să mă uit. Așa, că și aici au venit niște cărți. Ok. Au venit niște cărți. Și, pentru că ați ales lumânărica, ușii aprind, da? Sunteți de acord? Special pentru voi. Hai. Ca să ne ghideze. Ați ales această lumânărică, probabil, cu un scop. Nu știu de ce, dar probabil că e și pasiune, dar lunarea și curăță energetic. E o pasiune care ar putea să vă curețe energetic de alte lucruri, nu știu. Ia uite, asul de cupe, 4 de spade, luna, 5 de cupe și... Ce au venit în timp ce am amestecat cărțile? Am zis că vindecă. O pasiune care vindecă. 8 de pâte. Pasiune mare. Cineva este atras de voi. Ia uite, asul de monede și magicianul. Vrea să construiască ceva nou. Vrea să manifeste ceva nou cu voi. Dar este atras, atrasă sexual. Însă, această atracție, nu știu, face parte din destinul vostru. Vă vindecă. Probabil că aveți Eros și Chiron într-un anumit aspect. În harta voastră natală, în sinastrie, dar ce s-a întâmplat aici? Eu nu o dragoste, dar care este întâmpinată cu oarecare... Nu aș spune reticență, reținere. Din cauza unor vechi dureri, vechi dezamăgiri, care încă sunt ținute ascuns. De ce? Poate că de rușine, poate că cineva nu vrea să se arate vulnerabil. Și cât timp este ținută ascunsă și sunt ținute ascunse și vechile rani și această nouă dragoste, se manifestă și mai multă suferință. 5 de cupe. Însă, dacă a fost tăcere între voi, din cauza, eu știu, cineva s-a băgat între voi, clar. 5 de spade pentru mine, ori sunt jocuri mentale, ori sunt invidioși care își bagă nasul în relațiile celorlalți. Vedeți voi, parcă ar fi cineva care vrea să fie singur, să-și caute lumina, să se înțeleagă, 4 de spade, eremitul, da? Varianta mică a eremitului, să-și găsească lumina, să se vindece. Asul de cupe poate să fie și dorința de vindecare a voastră, a lor, da? De niște situații. Să-și înțeleagă emoțiile. De ce plânge? De ce se bucură? Asul de cupe se bucură. De ce visează? De ce are premoniții? De ce are stări? Cineva vrea să se înțeleagă. Și apar niște oameni care își bagă nasul. Da? Și din cauza asta se manifestă tăcerea între voi. Confuziile. Dar ce e fain este că au venit cele două cărți invers. Dacă a fost tăcere, aș spune că se va comunica. Și dacă au fost conflicte mentale sau s-au băgat unii alții, se va rezolva și problema asta. Cum? Nu
știu, se va rezolva, e vindecare, e stea, este... E de bine și să va merge mai departe spre o nouă relație. Aș spune. Hai să vedem. Deocamdată am văzut Fecioara, apare ca și confirmare pentru sezonul Fecioară. Apare și semnul peștilor cu o confirmare că această etalare include și luna plină în pești și alte chestiuni. Mercur, da? 5 de spade, 4 de spade, Mercur retrograd. O întrebi și o vedea. Ia uite, regina de cupe, dragoste. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și 7 de spade, cineva fuge de dragoste. Fuge de dragoste. Dar n-are cum să fugă, interesant. Dacă fuge de dragoste, dă de adevăr. Adevărul este că... Ha. Da. Adevărul este că e bucuros. Bucuroasă și își dorește stabilitate. Așa. A venit, așa transmit. Așa a venit, așa transmit. Noi. Dacă a mai fost un semn de aer între voi și nu semn, nu mă refer musa la semn, o energie mentală negativă, că am văzut cărți. N-am nimic cu semnele de aer. Energia aceea negativă mentală, varianta sa, da, nu tocmai corectă, sănătoasă, aș spune că este rezolvat într-un fel. Hai să vedem situația prin care treceți. Cei care ați ales numărul 3. Nucă de cocos, mai... Mie-mi place. Îmi place Bounty, dacă vreți să știți, care nucă de cocos. Îmi place înghețata cu aromă de nucă de cocos, dar mai ales cea cu arțar. Lume și un pic până vine cartea, să vedem prin ce situație treceți. Apă și foc. Aș spune. Seamănă un pic așa căpățânarea asta cu cea de la numărul 1. Da. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Da. O, cavalerul. 1. Magicianul, l-am văzut mai devreme. Cavalerul. Un bărbat. Sunteți voi? Sau... Ești tu, cineva va veni pe un cal alb. Ho-ho, iute. Un pic așa mai nărăvaș și interesant. Multă pasiune. Ia uite, și voi stați și vă gândiți. Voi stați, vă gândiți, scrieți, meditați. Opa! Și ziceți așa. Da? E simpatic, e drăguț, e interesant acest cavaler, dar parcă totuși aș vrea un bărbat. Da? Aici este bărbatul. Aici este cavalerul, tânărul. Un bărbat. Un bărbat loial. Interesant. Dar interesant. 2 și cu 6 înseamnă 8. Și mă gândesc la 8 ca la un motiv de transformare. Poate, interesant cum vin mesajele. Felul în care scrieți, în care gândiți, în care vă exprimați. Poate e și desen, poate este și muzică, poate este orice. E un fel de a vă exprima. Ajută pe cineva să se transforme, să se maturizeze. Posibil. Posibil. Și din cavalerul, eu știu, impulsiv și nărăvaș care a fost cândva sau care chiar este... Să ajungă un bărbat matur, asumat și o ființă loială, capabilă să vă păzească și să vă, da, să vă protejeze, să vă aducă noroc.
Ar fi frumos. Eventual, poate sunt doi bărbați în viața voastră, vedem. Unul matur, altul mai puțin matur. Rămâne de văzut. Hai, mai amestecăm o dată. Numărul 3. Numărul 3. Ce vrea să zic? Că aveți de ales, eventual. Sunteți la răscruce de vânturi, de drumuri, voi, sau acest personaj. Că el a apărut. A apărut un bărbat, e un bărbat tânăr. Dar ce îmi place că acest cal este alb. Aș spune că e un simbol al, apropo de puritate, de alb, că tot am ales numai elemente albe, da. Ar fi o energie impulsivă, dar cu ceva nuanțe de puritate. De sinceritate, ia uite, într-un mod neașteptat, că tot e nărăvaș calul, se va comunica într-un mod neașteptat. Vi se vor dezvălui niște secrete. Cineva lasă în urmă ceva. Voi ați încercat să vă eliberați de o pasiune care vă crea conflicte mentale. Oricineva în această pasiune avea obiceiul să creeze jocuri mentale, ori pasiunea în sine vă crea vouă conflicte mentale, ați încercat să vă eliberați. Dar veți afla niște adevăruri. O dată, de două ori, de trei ori, numărul 3 și ten. Iar blocaje decizii. Numărul 3, în trecut. Am zis că e pasiune. Teribilă. Eremitul. Dar cineva își analizează pasiunile. Și turnul. Wow. 15, 16, 9. Ah, ce fiorame. Trecut, iar, variază. E o separare. Ambele cărți, și eremitul și turnul, reprezintă separare. Una tăcere și alta ruptură de situație. Eliberare. Plecare din context. Da? Plecare sau pur și simplu. Structura aceasta nu mai ține. Interesant. E o situație explozibilă, apropo de diavol și de focul de aici. E o pasiune care dinamitează contextul. Și dacă contextul implica o relație tradițională sau o viață tradițională pentru unul, pentru celălalt, tot ce a fost tradițional, aș spune că este zdruncinat de această atracție fizică. Dar zdruncinat, dar apare și un trăsnet. Apare și lumina și dorința de a înțelege. Fecioară? Iar avem fecioară ca și confirmare, deși apare în trecut, fecioară, capricorn, scorpion sau, aș spune, vărsător pentru mine, Uranus. Uranus, Marte. Cu diavolul și cu turnul, nu este o etalare intimă, dar există conotații sexuale foarte evidente, nu? Deși probabil că v-ați abținut, ați încercat să vă rețineți această pasiune, poate și unul și celălalt, nici unul, nici celălalt nu-și poate reține. Interesant, vedeți că sunt două elemente, da? Două elemente. Două personaje. Amândoi simt că ia foc în preajma celuilalt și totuși amândoi încearcă să se abțină. Interesant. Să se rețină, să se abțină. Pentru că vă dați seama că este ceva mai mult decât atât. Am zis, eremitul caută steaua. Vă dați seama că este... Nu v-ați întâlnit.
E o întâlnire predestinată, nu v-ați întâlnit întâmplător. Da? 15, 16 și 9. Soarele în prezent, ce frumos. 5 de monede. Și luna. Da, e fain. Soarele și luna s-au întâlnit în prezent și își dau mâna. Încearcă să facă, o să vedem la clarificări ce mai iese. Încearcă să facă o alianță. Interesant. Interesant. Aș spune, e cu turnul și cu soarele și cu eremitul, se întâmplă o trezire. O trezire, cel puțin din partea unei persoane, dacă nu din partea ambilor. Unul poate este un pic confuz, celălalt se trezește la realitate. În toată pasiunea asta sa, unul se trezește la realitate. Celălalt este încă confuz. Dar aș spune cu 5 de monede, interesant cum se așează și cărțile. Cei doi, interesant, este singura carte de 5 de monede în care cei doi se întâlnesc în biserică. Și e lumina între ei. Găsiți, pentru că sunt doi luminatori, găsiți un context, aș spune, în care puteți să schimbați. 5 înseamnă schimbare, să schimbați lucrurile. Vedeți și la clarificare, dar aș spune că, ce fioră, că se pot schimba lucrurile în bine. Lumina asta nu e întâmplătoare între voi. Energia feminină. Protejează pe cei mai mici ca ea. Protejează pe cei, poate că are responsabilități, are de protejat niște alte persoane. Dacă nu copii, pot să fie părinți, pot să fie, eu știu, prieteni care au probleme de sănătate sau animăluțe sau, eu știu, voluntar, da? În diferite situații. Energia feminină protejează. Energia masculină este liberă sau cât poate fi de liberă. Interesant. Aș spune că vine cu respect în fața ei. Se dorește o schimbare. Hai să vedem în continuare. 5 de puteți sunt conflict, într-adevăr, dar e și dragul. Ia uite asta. Schimbare. De la tăcere, schimbare, 5 și 6. Da, se dorește. Vedeți? Vindecarea. Vindecarea de această obsesie, de această atracție. Vindecare prin dragoste. Cei doi nu se mai... Vedeți? Nu se simt doar atrași fizic. Se simt luminați. Își găsesc steaua asta pe care o caută. Se simt luminați. Luminați de soare, de lună, de stele. Soare, lună, stele. Frumos. Și 8 de monede. Se dorește implicarea practică în această relație. Și eventual noi. Da, uite, regina de monede. Și renașterea. Și împăratul. Wow! Nu? E frumos. Aș spune, da. Această etalare mi-aduce aminte de etalare pe care am făcut-o mai devreme, apropo de cavaler. Cavalerul care se transformă în bărbat loial, matur, asumat. Prin comunicarea cu această energie feminină, să zic, care are probabil un alt fel de a privi lucrurile, privește lucrurile trăsnet, interesant. Se conectează la latura sa, la intuiția sa
și inspiră, eventual, la transformare și la dragoste. Spuneam că mi-aduce această etalare, mi-aduce aminte de etalare pe care am făcut-o mai devreme, cavalerul care vrea să devină împărat și mare preot, doi într-unul. Wow, ce ambiție! Și interesant că soarele apare sub diavol și cinci de bâte. Aici este o luptă interioară. E o trezire a cuiva de la natura sa foarte materialistă, foarte fizică, foarte sexuală. Un personaj care se luptă cu el, se trezește și își dorește, se trezește la o altă realitate, la un alt sistem, apropo de sistem. E o schimbare. Probabil se întâmplă mai mult noaptea, când meditează, dar și separarea dintre voi aduce această schimbare, repet. Și acest personaj își dorește să fie bărbatul divin, băi, soarele și regele și împăratul. Pentru voi. Și voi, doamnelor, dacă sunteți pe aici, vă simțiți, da? Să fiți eventual regina de monede, partenera lor. Dar pentru asta trebuie să muncească. Există un anume tip de confuzie, poate sunt niște secrete, poate sunt niște secrete legate de latura aceasta toxică a cuiva, dar, măi, da, sunt confuzii, sunt opțiuni, atracție fizică, dar se durește, vedeți schimbarea, apropo de ce am zis etalarea, ia uite și asul de cupe, și asul de monede, și trei de monede. Mai, construcția, reconstrucția. Vezi că seamănă un pic cu etalarea aceea colectivă, cu acrobatul care vrea să se schimbe. Foarte interesant. Unde sunt clarificatorii? Curios că ți-l adevăr că mi-a fost dor. Mi-a fost dor să fac etalare. Dar sunt prinsă în atâte. Apropo de turn. Of! Și de 8 de monede, și de 5 de monede, și de... Oh, câte lucruri sunt. Dar, trecând peste acest lucru, hai să vorbim doar despre voi. Dacă ați avut de-a face cu o situație toxică, cu un personaj toxic, în ultima vreme v-ați separat. Tăcerea care s-a pus între voi va determina să rupeți macaroana, da? Și să vă concentrați pe soarele vostru. Pe reechilibrarea voastră financiară cu 5, 8 și regina de monede, dar și pe reechilibrarea credinței voastre, regăsirea credinței voastre, a luminii interioare și a intuiției. E zi și noapte, e un echilibru în voi, da? Că asta înseamnă masculin și feminin. Interesant că pică chiar pe această direcție. Vreți și veți, vă veți găsi echilibru și în momentul în care vă veți găsi echilibru interior, se va manifesta și succesul și echilibru fizic, financiar. Și vă veți atrage partenerul potrivit. Partenerul potrivit. Ia uite, în timp ce vorbesc apare diavolul. Ha. Care vrea să vină spre voi. Ha. Dar nu diavolul, ar spune... Hai să vedem cine. Un personaj obsedat să vină. Ia uite. V-a pus în așteptare acest personaj. Ia, clarificăm diavolul. De bâte. Atracție sexuală, clar. Și turn, ia uitați. Mai, separare, da. Explozibilă. TNT, AC/DC, ascultați AC/DC, TNT. Da. Dar personajul acesta probabil că venea de la distanță. Și distanța nu face bine în relații. Nu face bine.
clarifică merenite. Clarifică merenitul. Am zis Odi, parcă am zis. Am zis la început, acum leu, fecioară, taur, capricorn, lună, pești, rac, scorpion, iar leu, berbec, săgetător mai puțin, gemeni, iar semne de pământ, iar Pluto, scorpion, eremitul, te rog frumos. Da, cineva vrea să comunice, am zis, să-și ceară scuze să comunice despre opțiunile pe care le, despre confuzia care a fost creată, ia uite, eremitul. 2D, ia uite mai. Deci tăcerea care a fost între voi, să știți că a adus suferință. Poate nu doar vouă, dar și lor. 2D bute. A fost necesară ca cineva să aleagă, iar între distanță și într-o relație stabilă. Sau dorința de a se stabiliza, apropo de cavaler și rege, și nu regele, și bărbat, bărbatul în devenire, aș spune, cu 26, care înseamnă 8, transformare. Ia. Mult stres, dar și speranță. Turnul. Clarificăm turnul. Această tăcere a fost și multă așteptare, și multe planuri de viitor, și multă durere. Multă durere. Turnă, clarificăm turnă. Pentru numărul 3. Roata norocului. Iar schimbare. Întâlnirea aceasta trebuia să se întâmple, da? A fost într-un mod, v-ați întâlnit într-un mod neașteptat, v-ați separat într-un mod neașteptat, dar da, se va manifesta adevărul, se va manifesta înțelegerea situației la un moment dat, deocamdată unul întâmpină, se întâmpină în această relație blocaje și fizice și mentale, ar spune. Sau s-au întâmpinat, că e de domeniul trecutului. Hai să vedem că soarele arată bine. Și mă bucur. Ia uite, soarele cu 3 de bâte. Posibil cineva ori comunică, ori vine de la distanță, apropo de distanță, că e sub același 8 de bâte, 3 de bâte. Soarele. Ori luminat, ori trezit la o nouă realitate. Da, lasă cineva în urmă ceva. Doritor să muncească, ia uite, 8 de monede apare și aici, vedeți? Și regina de monede și regele de monede. Doritor să se transforme, să se împace și să lupte pentru relație. Aș spune? Așa mi pare. 5 de monede. Soarele înseamnă speranță, înseamnă viziune, credință. Și 3 de bâte înseamnă credință. Da, 2 și 3. Se lasă în urmă ce e de lăsat și se manifestă sau se pregătește calea pentru o nouă variantă a voastră mai bună, a lor și a voastră împreună, aș spune. 5 de monede a fost clarificat cu asul de spade. Dacă v-ați simțit abandonați, vi se va explica de ce. Se va rezolva problema prin comunicare. 3 înseamnă comunicare, da? Sau această reîntoarcere, călătorie, va aduce o comunicare și o victorie. Da, iar e călătorie. Și un nou, zero, un nou început, aș spune, o nouă etapă, luna. Poate să fie și o nouă relație, eventual, dar sună mai degrabă a continuare, a transformare, schimbare. Luna a fost clarificată de... Patru și patru, ia uitați. În secret, cineva ține foarte mult la voi, acest, probabil, acest personaj ține la voi și își dorește să se întâlnească, să puneți bazele unei relații stabile. Patru și patru. Ține. Ține la momentele pe care le-ați avut împreună și pe care le puteți crea, ia uitați.
roșu și albastru și alb, roșu și albastru și alb. În fine. Da, se dorește împăcarea. Într-un mod neașteptat. Ia uite, astfel de cupe. Și soarele vi se va vorbi despre ceea ce a sperat, despre ceea ce a simțit acest personaj. Poate că și voi veți vorbi. 5 de bâte. 5 de bâte, 0. Da. Acest personaj, toxic în trecut, dar foarte, foarte atras de voi din punct de vedere fizic, va lăsa în urmă apele tulburi și va merge către ce? Către soare, pentru că voi sunteți soarele lor. Și cred că știți că și ei, într-un anume fel, sunt soarele vostru. Ideea este că acest personaj lasă în urmă apele tulburi, lasă alte relații, lasă totul în urmă și vrea să se lupte pentru un nou început. 5 de bâte. Lasă conflictele, lasă, eu știu, concurența, da? Pentru voi, preîmpărăteasă, care vindecă, da? Și care îi vindecă pe ei. Ia uitați, 5 de monede. O să aflați. Astfel de... Nu, ia mă, îndrăgostiți. Îndrăgostiți. Clarificăm îndrăgostiții. Îndrăgostiții clarificat de îndrăgostiți. Cred că sunteți și unul și celălalt îndrăgostiți. Ia ziceți, măi, ce frumos. Împăratul. Iar reapare împăratul și regina de cupe. Da, simte multe emoții. Împăratul simte multe emoții. Dar vrea o relație stabilă, vrea să comunice, în fine. Vă apreciază, vă respectă, pentru că meritați. Dar mai dăm totuși pe îndrăgostiți încă o carte. Probabil că amândoi va trebui să alegeți. Ei, între cineva și voi, ia uite. Mai cu 8 de, 8 de monede, cu 4, 2 de 4. Iau de 2, 3, 4. De la 8, 2, 3, 4 și 5. Multă, multă pasiune. Ideea este, în viitor apare 8 de monede, muncă și independență financiară, afacerea proprie a cuiva, în fine. Poate că voi, doamnelor, ca și mine, aveți afacerea voastră, da? Cineva vrea să se împace cu voi și să vă fie alături, apropo de loialitate, să vă susțină sau să facă un anume tip de parteneriat. Poate acest parteneriat să vă aducă succes în viitor. Dacă vă aduce și o casă, dacă vă căsătoriți, rămâne de văzut. Dar, în primul și în primul rând, puteți să aveți un anume tip de succes financiar împreună. Pentru că îndrăgostiți înseamnă, pe lângă dragoste, pe lângă alegere, înseamnă și parteneriat. E un parteneriat benefic care va poate aduce stabilitate financiară. Și până la urmă e foarte importantă și asta, măi. 8 de monede. Ce mai văd aici? Cine? Voi? Ei? Trebuie să alegeți între eventual o casă și dragostea aceasta. Și cred că cineva deja a ales. Cred că a ales dragostea. Așa se. 8 de monede, clarificăm 8 de monede. Ia uite. Pasiune, încredere, regina de bâte. Independență. Am zis creativitate, creativitate la locul de muncă. Poate faceți, eu știu, prin artă sau într-un mod creativ faceți bani. Dar regina de monede. Dar ar mai fi, pentru că văd multe bâte, acest personaj foarte încrezător și determinat să vă cucerească pe multe căi.
Nu doar fizic, nu doar sexual, cât și implicându-se, practic. Regina de monede. Cine spunea că pentru regina de bâte ar fi cuvântul te vreau? Da, acest personaj vă vrea. Dar nu doar că vă vrea, vrea să se și implice în relație cu voi. Să și muncească, să și transforme această pasiune în ceva stabil. Regina de monede, dă-mi, te rog, o carte. Pentru că apare judecata, apare împăratul, am zis, iau de asul de cupe. Asul de cupe. Interesant, poate că cineva are de ales. Într-o persoană cu care face afaceri, dar s-a și încurcat sexual cu acel personaj și o nouă dragoste. Pentru cine o fi acest mesaj, nu știu. O nouă dragoste față de aș spune două femei puternice. Aș spune două femei puternice. Dar totuși, dragostea este față de persoana care și-a câștigat deja respectul în societate și stabilitatea financiară. Cealaltă persoană, nu zic că nu are bani, dar posibil să folosească, sunt mesaj în plus, să-și folosească sexualitatea pentru a face bani. Sau, da, într-un anume fel. Și atunci, cineva are de ales între acest personaj și acest personaj. E un mesaj în plus. Trecând de ce am zis mai devreme. Da, vrea să vă cucerească și implicându-se practic și oferindu-vă dragoste. Nu, cineva clar. Eu cred că e acest personaj. Clarificăm judecata. Wow, soarele și vai, de capul meu. Soarele și moartea. Moarte și renaștere, da? Ia uitați, mai. Dacă asta nu-i trezirea cuiva, tăcerile, separările care au fost și v-au adus suferință și vouă și lor, atracția asta foarte, foarte mare, fizică, transformă pe cineva. Dar este începutul. Atracția fizică v-a adus împreună și încet, încet și tăcerile și comunicările și tot ce se întâmplă între voi transformă un personaj. Dacă acestea cărți nu reprezintă transformare, ce ar mai putea reprezenta? Soarele și moartea. Renaștere. Aici este trezirea cuiva. A lor. Că e sub diavol, zic. A lor. Dacă acest personaj a avut și un ego, orgoliu foarte mare, după aceste separări și această, eu știu, schimbare de situație, poate chiar schimbare de locație a cuiva, ego-ul lor ca suferă o moarte clinică. Ego-ul, dragii mei, ego, death, ego, ego death, pardon. Ego death, da? Cineva aș înțelege confuziile, ar spune. Că s-a mințit luptându-se în relații nedrepte, egoiste și bazate poate prea mult pe sexualitate și mai puțin pe lucruri
cu adevărat valoroase. Mai dăm și pe împărat o carte. Dacă tot am muncit atâta... Dăm pe împărat o carte. Acest personaj vrea să fiți împreună, regele și regina de monede. Vrea să fiți împreună, dar trebuie să se vindece și să se transforme, cum am zis mai devreme. Poate de o situație de prea multe responsabilități. De un anume program negativ. Are multe de vindecat. Dar cred că voi, într-un anume fel, îi inspirați persoane, doamne, dar nu obligatoriu, persoane care comunicați, scrieți, gândiți, meditați, încercați să gândiți în afara cutiei. Aveți revelații, aveți reverii, aveți poezie. Împreună vă puteți echilibra. Hai să vedem. Mesaje de la îngeraș pentru numărul 3. Da. Adică nu e deodată. Mesaje de la îngeri. Mesaje de la îngeri. Wow. Considerați fundația pusă. Deja s-a pus fundația în această relație. Rămâneți autentici și cine n-a fost, cine a avut măști, cine s-a, eu știu, cine nu a fost autentic, trebuie să fie autentic. Și încetiniți un pic, dați timpului timp, cu alte cuvinte. Lăsați lucrurile să se desfășoare. Deocamdată mai e un labirint de străbătut. Cel puțin de persoana aceasta care are multe de transformat. Probabil unii sunteți flăcări gemene. Apar cele două flăcări. Apar și... Apare și patru de bâte. Și probabil că prin vis, că am văzut luna... Vă găsiți stabilitatea și puteți să creați acolo o lume, fundația aceea ideală pe care să o manifestați în timp. Interesant, prin scriere poate. Încetiniți și scrieți și visați și faceți intenții. Bărbați, femei, nu contează. Scrieți pe hârtie ce vreți să realizați. Dacă vreți să vă transformați, da? Apropo, cavalerul vrea să ajungă, eu știu, bărbat asumat. Să scrie, să-și facă un jurnal. Și bărbații și femeile ar trebui să scrie, nu doar femeile, da? Că vorba aceea, sunt mari scriitori și bărbați. Și sunteți fără limită. Sunteți fără limită. Nu uitați că sunteți fără limită. Ca atât. Deocamdată sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Ceau, ceau!